Salut, prieteni! Mă aflu în față la B1 TV pentru un anumit scop. Aici se află fostul criminal din 89 și acela care a dat voie acelor mineri să bată populația 90, Pavel Abraham, cel care în anul 2018 a spus așa: jandarmii trebuia să tragă cu, cum a spus, la gloanțe, 10 august, cu gloanțe, da. În război. Deci îl așteptăm să... Război, cred că s-a exprimat. Arme, ba nu, arme cu glonță, asta înseamnă. Și îl așteptăm să iasă, să-l întrebăm și noi cum face el să fie așa de criminal, că eu totuși nu pot să uit că în 89 Pavel Abraham era cel care dădea ordin dintr-o stație să nu mai văd picior de revoluționar. Nu mă interesează cum. Să îi împușcați, să-i arestați, nu mă interesează cum. Și el se află aici și are un grad de general cu 2 stele care le-a dat Ion Iliescu pentru munca și pentru serviciu adus ca să ajungă la putere Ion Iliescu și mai ales 90 pentru ca Iliescu să rămână la putere. Ăsta este Pavel Abraham, un fost milițian, cel care în timpul miliției era, aici avea o funcție, înainte se spunea ceist, adică era cel care reprezenta securitatea statului în acele secții de miliție. Adică el era și peste comandantul secției de miliție. Adică el în acea secție făcea tot. Fără ordinul lui nu se făcea nimic. Și acum vreau să-l întreb cum își permite el ca să dea el o lecție de moralitate, cel care nu are niciun pic de moralitate. Pentru că un om ca el, care a tras în 89, a tras prin ordinele alea date într-o stație, să nu mai vă picior de revoluționar, să-i arestați, să-i bateți, să-i împușcați. Și ăsta acum vine și dă lecții de moralitate. Și mai ales că el a făcut parte din acest sistem bolnav. Sistemul bolnav a început din anul 89. El a făcut parte din acest sistem bolnav al acestui minister de interne. El a fost unul între comandanți. El a pus pixul, el a început să reformeze sistemul polițienesc, dar cum să vă zic, o mentalitate de milițian. Ăsta este Pavel Abraham, generalul cu 2 stele, care are o pensie de vreo 14.000 de lei, plus ce mai ia de la RTV, un salariu pentru fiecare lună, că știți că el este și mâncător de rahat la RTV și câteodată la Antena 3, dar cel mai mult la RTV România. Știți cum își permite el să vorbească despre cazul Alexandra când el a format acest sistem corupt? El a fost unul între acei protagoniștii sistemului corupt din acest minister de interne. Într-adevăr, o să înceapă să plouă, dar nu ne interesează. Îl așteptăm, că uitați-vă și ce mașină are Pavel Abraham. Să vă arătăm și mașina lui. Ia uitați. Aceea este mașina lui Pavel Abraham, Audi acesta. Foarte frumos Audi, după cum îl vedeți. Este mașina lui Pavel Abraham. Domnul, un mare... Unde ți-e coada? Datora nu fără șampion, nu fără.
Ei, ce zic, nu? Că tu aveai coadă. Domnul a fost șeful comorului la Poliția Capitalei. Așa, uitați-l, avem. Bună ziua, domnul Pavel Abraham! Cum dați așa, omnea voastră, în 89, țineți minte când ați fost împotriva Revoluției? Eu împotriva? Da, știți? Să fiți sănătos! Ați făcut parte dintr-un sistem bolnav. În 90 erați comandantul adjunct, erați, nu împinge, comunistule, ai fost un milițian? Cum ți-ai permis anul trecut ca să spui, jandarmii trebuia ca să tragă în popor? Nu vă e rușine? Ceea ce moralitate aveți? Cum vă permiteți ca să vorbiți dumneavoastră de moralitate, mă, criminalule, bă, care în 89 ai tras în noi? Ce faci? Ia dă-mă mine, criminal, obișnuit ca milițean, nu? Ia-mă mâna, măi, criminalule, bă, în 89 ai tras în noi, bă. Ai uitat, bă, ia uite ce mașină ai, criminalule. Câți bani îți dă Ghiță, mă, ca să-l pupi în cur? Câți bani îți dă, mă, Ghiță, de la RTV, mă? Antena 3, cum te plătește, mă? Nu ți-e rușine, mă? Ce moralitate prezis, mă, tu care ai tras în noi, mă, în 89, băi, și 90, bă? Ce moralitate, bă, reprezinți tu, băi, comunistule, milițeanule? Când ai tras în noi în 89, cum a fost, mă, a? Ai tras în noi în 89, ai tras în 89 în noi, nu ți-aduce aminte când ai tras, mă, noi, mă, în 89, măi, criminalule, spune și mie, în 89, cum a fost, mă, dacă când ai tras în noi, mă, a? În 89, nu? A? Nu ți-e rușine, ai tras în 89, nu? Tu care ai tras în popor, dai-a tu lecții de moralitate, să-ți fie rușine. Ce-am făcut, mă? Ce-am făcut, mă? Cum ai zis? Să ne spui tu realizările lui Cioloș, ce? Măi, ipocritule. Cine e ăla, mă? Tu să ni le arăți. Cine e ăla, mă? Tu să ni le arăți. Dar tu ce ai făcut? Nu-ți plac întrebările incomode, tu vezi numai care, ce vrei, mă, Cioloș? Care, mă, Cioloș? Care Cioloș? Ce-a făcut Cioloș? Cine? Măi, eu? Acela, eu nu pun, măi, pe nimeni, mă. Tu poate ești ăla care îi pun, mă. Cine sunt eu? Păi, nu ai. Nici nu mă interesează cine ești. Nu mă interesează cine ești tu, mă. Nu mă interesează cine ești tu, jur. Nu mă interesează, mă. Du-te, mă, și eu stai lângă partidul tău, mă. Iubitul tău, al tău, al tău, așa, zi, ca un ce, zi, vorbește, ce sunt, mă, zi, ce sunt, zi, ce fac, mă, ia zi, nu e așa, ia zi mai multe, zi mai multe, așa, ce în ansamblu, mă, văd unul ca tine, unul ca tine, îl văd în ansamblu, mă. Eu nu sunt vorbit de comunist sau de anticomunism, eu știu foarte bine ce fac cu ei. Ce faci, mă, tu? Ce faci, mă, tu? Sau de unii ca ceilalți. Ce faci, mă, tu, bun? Ce faci tu, bun? Ce lupți tu, mă? Pentru ce lupți tu, mă? Ce faci tu? Spune și mie. Dacă nu-mi dai răspunsurile tu, clar ai niște probleme, degeaba. Ce probleme? Ce probleme am? Le ai tu toate răspunsurile, nu? Nu ai, nu? Nu e așa? Așa e, bravo! Bravo, pătrățel! Bravo, pătrățel! Ai ghicit tot! Ești tu, știe tot! A fost Pavel Abraham, căruia nu pot să-l iert, pe care nu pot să-l iert, pentru că știu ce a făcut și în 89 și în 90. Dar mai sunt și oameni care văd aprecum caii, dar ăsta nu era cal, arăta mârțoagă, că una este să fii cal, alta e să fii mârțoagă, care vezi doar gropile care îți plac, asta este.
vom mai vedea ce politician o să mai vină aici, pe care nu-l vom ierta. Aș vrea, Șerban Nicolae, vino și tu aici, Șerban Nicolae, vreau în primul rând, ca să-mi spună și el mie, Șerban Nicolae, când a fost consilierul lui Ion Iliescu, cum a eliberat el 3 criminali din 89?